Am scris despre astfel de lucruri în ce privește manifestarea Duhului Sfânt în cartea, în manualul pe care l-am folosit și am inclus acolo inclusiv un subcapitol despre practici și manifestări. Am scris manualul acesta și a trecut prin mâinile celor care conduc lucrarea din Biserica Pentecostală din România și nu a fost făcute observări în sensul de a fi vreo eroare. Și mi-au spus că am scris cu mult curaj lucruri care nu s-au spus pe față în ce privește lucrarea Duhului Sfânt. De ce m-am ocupat de aceste aspecte mai delicate? Pentru că există zone sensibile în care ușor se poate devia de la normalitatea biblică în ce privește lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Și vreau să numesc câteva și s-ar putea ca acestea să nu placă unor penticostali. Rugăciunile stăruitoare și organizate cu scopul împuternicirii spirituale sau pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Din punctul meu de vedere, această practică este 100% acoperită de Scriptură. În Fapte 2, ei se rugau de 10 zile. În Petru și Ioan s-a dus în Samaria și în timp ce se rugau s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. În Fapte 19, sau Pavel este la rugăciune când este împuternicit. Apoi, în capitolul 4 din Faptele Apostolilor, găsim din nou faptul că ei s-au rugat exprept pentru putere și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău și să se facă minuni și semne și așa mai departe. Și spune că în timp ce se rugau ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, s-a cutremurat locul în care erau și apoi toți au umplut de putere și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala și vesteau cu mult curaj învierea lui Iisus Hristos. Pe lângă asta, spun ceva pentru cei care contestă ideea de a te ruga pentru a primi darul Duhului, pentru că spune dacă este dar nu trebuie să ne rugăm. Hai să ne amintim că în Faptele Apostolilor, capitolul 11 cu versetele 11 la 13, când în alegoria aceea cu omul care nu dă copilului său un șarpe în loc de un pește sau așa ceva, da? Lucrurile care sunt acolo nu-i dă nimic periculos, nu-i dă piatră în loc de pâine și încheie Luca spunând așa, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, adică nu dați lucruri rele copiilor voștri când vă cer ceva, nici și Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Adică, odată că dacă ne rugăm facem bine și că Dumnezeu ne ascultă și că dacă ne rugăm și cerem Duhul Sfânt, nu primim altceva. Nu primim ceva periculos. Deci nu există ca un creștin sincer, autentic, care merge într-un context în care se predică numele Domnului Iisus Hristos, indiferent care ar fi contextul acela, în care sunt slujitori care trăiesc o viață morală, o viață curată, o viață de integritate, care vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu și care se roagă, un creștin care se roagă într-un astfel de context, nu există să primească ceva periculos. Nu se poate. Asta ne spune pasajul din Luca, capitolul 11, cu versetul 13. Dar, în aceste rugăciuni stăruitoare, cum se spune tradițional, stăruințe, așa, există de multe ori multă dorință și lipsă de învățătură. Și nu e bine. Și oriunde am fost, întotdeauna, chiar cu frații slujitori din comunitățile din vest, înainte de a începe perioadele de rugăciuni, perioadele de, cum se spune, vara sufletului, am mers și am făcut trecere prin materiale legate despre învățătura, despre Duhul Sfânt, ca frații slujitori să poată să dea învățătură în biserică și apoi să înceapă aceste rugăciuni. Sau, tot la aceste seri și întâlniri de rugăciuni stăruitoare, există cazuri de manipulare emoțională. Oameni care strigă tare în spate, care scutură capul celui care se roagă, care rostește anumite cuvinte în urechea celui care este pe genunchi și acestea eu le consider o manipulare care nu ar trebui să aibă niciodată locul într-o slujire, într-o lucrare de slujire. Pentru că noi am văzut în Scriptură că n-a fost niciun fel de simulare. Sigur că acum este ceva. Nici în Fapte 2, nici în Fapte 19, nici în Samaria, nimeni nu a putut să simuleze ceva. Pentru că nu știau cum este.
Dar acum se vede, sunt clipuri, merg oamenii la biserică, stăruiesc o lună, două, trei, au văzut în altă parte cum este. Și atunci poate să existe și simularea asta a unei stări extraordinare până la excese, scuzați-mă, până la căzut pe spate, până la tremurat, până la voci guturale, până la. Acum există posibilitatea de simulare, mai ales într-un context manipulator, când cei din jur se bucură că este o anumită reacție emoțională puternică. A doua zonă sensibilă, manifestarea publică a vorbirii în alte limbi. Neînțelegerea diferenței dintre vorbirea în limbi ca zidire personală și darul vorbirii în alte limbi este ceea ce face diferența. Ce credem noi și înțelegem că spune Biblia, și Apostolul Pavel se ocupă de acest aspect, când spune nu împiedicați vorbirea în alte limbi, se referă la faptul că atunci când un creștin este botezat cu Duhul Sfânt, unul dintre semnele exterioare ale botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în altă limbă. Dar aceasta nu înseamnă neapărat dar, pentru că vorbirea în limbi ca semn inițial al botezului cu Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel și Cuvântul lui Dumnezeu, este spre zidire personală, ceilalți nu îl înțeleg, cu Duhul spune taine, este un mesaj de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, pentru credinciosul care se roagă. Dar asta nu trebuie folosită într-un sens abuziv în public, unde nu este tradus și nu este spre folosul nimănui. Darul vorbirii în alte limbi este printre celelalte daruri și spune Apostolul Pavel toate aceste lucruri, inclusiv darul vorbirii în alte limbi. Toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia spre folosul altora. Deci există cele două niveluri de vorbire în altă limbă. Vorbirea în altă limbă ca rezultat al botezului cu Duhul Sfânt și vorbirea în altă limbă ca dar. Ca să facem o paralelă scurtă. Credința, în esență, este de aceeași natură. Credința mântuitoare care este spre folosul meu și darul credinței care are în vedere aceeași natură a credinței, dar la un alt nivel și amplificată de intervenția Duhului Sfânt care trebuie să fie spre folosul altora. Din cauza neînțelegerii acestor diferențe, unii dintre penticostalii noștri și nu doar penticostalii, că am văzut și alții care se numesc mai mult decât penticostali, care exagerează cu vorbitul în alte limbi. Și încă ceva, abuzul acesta este reglementat de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14. Un motiv pentru care el scrie este ca să nu se facă acest abuz. Apropo, spune Pavel, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar când vin la voi. E clar că el vorbea despre zidirea personală și din Amfipoli până nu știu unde, mergea pe jos, călătorea, avea timp să o facă, nu deranja pe nimeni, se zidea spiritual și lucruri de felul acesta. A treia zonă sensibilă, modul în care se practică lucrarea profetică. De multe ori apare imitația, mai ales la cei mai tineri în credință cu foarte mult zel. Exemplu de imitație. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos a venit în trup. Așa vorbește Domnul. Cred că câteodată s-ar putea să fie veritabilă această formulare. Dar se ia de acolo, din Scriptură, din Epistola Apostolului Ioan, care încerca să învețe pe cei din vremea respectivă că cei care vor veni cu un mesaj greșit nu vor mărturisi niciodată nici că Iisus Hristos este Domnul, adică ei nu cred nici în divinitatea lui Hristos, nici că Iisus Hristos a venit în trup. Ei nu cred nici în umanitatea lui Hristos. Și cine nu mărturisește aceste două adevăruri, divinitatea și umanitatea lui Hristos, este anticristul, este profetul mincinos, să nu-l primească. Și priviți, vă rog, s-a luat ca un fel de antet, așa, și se folosește. Și de multe ori când se rostesc aceste cuvinte, cei care cunosc Biblia și sunt maturi spirituali, deja încep să se gândească la altceva. Mai este aici o problemă și sper să fiu înțeles.
Un motiv pentru care se practică greșit lucrarea profetică este că nu se face diferența între darul profeției și slujba de profet. Darul profeției este gestionat, patronat, administrat de către Duhul Sfânt. Slujba de profet este administrată și dată de Hristos. 1 Corinteni 12 este un singur Duh și sunt felurite daruri. Și apoi spune, este un singur Domn și sunt felurite slujbe. Lucrurile sunt clare. 1 Corinteni 12 vorbește despre ce face Duhul Sfânt, despre nivelul profeției ca dar, zidire, sfătuire și mângâiere. Și Efeseni capitolul 4 vorbește despre slujba de profet. Dacă darul este pentru fiecare, se dă arătarea Duhului pentru fiecare. Când este vorba de slujba de profet, spune, el a dat pe unii, apostoli, proroci, învățători și așa mai departe. Autoritatea darului nu se ridică niciodată deasupra slujbei, deasupra nici unei slujbe.